Cu puțin timp în urmă au început negocierile aici la Ministerul Digitalizării. La masa discuțiilor se află pe de-o parte reprezentanții ai sindicatului BNS, Blocul Național Sindical, care îi reprezintă pe angajații de la poștă, directorul poștei, dar și ministrul digitalizării Bogdan Ivan, fiindcă Poșta Română se află în subordinea acestui minister și e important de știut faptul că angajații de la poștă au cerut să primească la salariu 200 de lei net în plus, adică să primească în mână 200 de lei, sunt 21.000 de angajați, iar sindicatul transmite că 18.000 dintre ei urmează să fie plătiți cu salariul minim. E o grevă în desfășurare în acest moment, o grevă care a început dimineață, însă în mai multe zone din țară, nu și în capitală. Angajații de la oficiile poștale din București nu au protestat astăzi, așa că au fost trimiși o parte dintre ei în alte orașe din țară, la Buzău, la Cluj sau chiar la Târgoviște, ca să asigure serviciile în zonele în care activitatea a fost întreruptă. Urmează să vedem dacă vor ajunge la un acord după negocierile de astăzi.